Cervicali agapitibus imposit alin Deis constringunt, id monumentum adversus incidentia fuit. Iam dies alibi illic nox omnibus noctibus nigrior desiorque, quam tamen faces multe variaque lumina solvebant. Chiar dacă nu a fost una dintre marile tragedii ale omenirii, ceea ce s-a întâmplat aici în anul 79 după Hristos uimește prin dramatism. Vulcanul Vesuviu, aflat în apropiere, a erupt, ucigând în câteva ore peste 2000 din cei 20.000 de locuitori aflați în orașele Pompeii și Herculaneu. Cu 17 ani înainte de tragedie, un cutremur distrusese deja o parte din oraș. Mulți locuitori părăsiseră zona, dar totuși peste 20.000 de oameni se aflau încă aici. Explozia vârfului muntelui a avut loc la amiaza primei zile, norul ucigător de materiale piroclastice și gaze, ridicându-se la o înălțime de 33 de kilometri, vulcanul scuipând mii de tone de piatră pons și cenușă vulcanică în fiecare secundă. Cantitatea de energie termală degajată a fost de 100 de mii de ori mai mare decât cea de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. O voce ajunge până la noi din negura veacurilor, povestindu-ne despre tragedie. Este cea a lui Pliniu cel Tânăr, aflat atunci la 30 de kilometri depărtare de vulcan, în orașul Misenum. Toată noaptea a durat un puternic cutremur de pământ. La răsăritul soarelui, mama, înfricoșată groaznic, a năvălit în camera mea. Am hotărât să părăsim orașul imediat, știind că toate casele se pot prăbuși din clipă în clipă. Marea părea că se retrage, lăsând pe mal o mulțime de vietăți acvatice. Pe cer se adunau nori negri, din care zvâcneau fulgere și flăcări. Peste puțin timp, o noapte ciudată a cuprins totul. Se auzeau blestemele mamelor, plânsul copiilor, strigătele bărbaților. Unii își plângeau propria soartă, alții se plângeau de soarta celor apropiați lor. Erau alții care se rugau pentru moartea lor. Mulți ridicau rugător mâinile către zei, marea majoritate însă striga că nu mai sunt zei pe lumea asta și că a venit noaptea cea veșnică. Inițial, data erupției vulcanului a fost dată ca fiind 24 august 79 după Hristos, dar cercetări mai recente au stabilit că de fapt a avut loc mult mai târziu și anume în toamna acelui an, în data probabilă 17 octombrie sau 23 noiembrie. Pliniu cel Bătrân, unchiul lui Pliniu cel Tânăr, era comandantul flotei romane din zonă. El a decis să îndrepte galerele spre poalele vulcanului, de unde populația ceruse, prin mesageri, ajutor. Norocul îi ajută pe cei curajoși, a spus Pliniu în momentul în care nava sa a intrat în ploaia de pietre și cenușă. Dar s-a înșelat. Deși vasele sale au salvat o mare parte a populației, după doar câteva ore, el și-a pierdut viața. Ce mi se pare foarte trist că atunci când a început să erupă vulcanul, oamenii au stat și s-au uitat la el cum erupe în loc să fugă, neștiind că urma să moară câteva minute, ore, nu știu. Cei care nu au apucat să fugă în primele ore au avut parte de o soartă cumplită. Cenușa a început să cadă depunându-se într-un strat ce creștea cu 15 cm în fiecare oră. Aerul a devenit înnecăcios, irrespirabil. Clădirile au început să se prăbușească. Au urmat valul încins de gaz toxic și rocă pulverizată, ucigând toate ființele vii din calea sa. Temperatura a urcat până la 300 de grade Celsius. La început s-a crezut că majoritatea victimelor au murit din cauza cutremurului, a lavei încinse și a cenușii vulcanice, dar cercetări mai recente au arătat că majoritatea au murit asfixiați, pentru că dacă te afli la o distanță mai mică de 10 km de râul de lavă, se pare că temperatura este undeva pe la 250 de grade Celsius, ceea ce te ucide instantaneu.
Orașul Pompeii a fost acoperit sub 7 metri de materiale piroclastice. În orașul vecin Herculaneum, stratul măsura 23 de metri. Când, după aproape 18 ore, erupția a încetat, teritoriul din prejurul muntelui era acoperit de milioane de tone de cenușă. Peste 2000 de oameni și-au găsit sfârșitul sub ea. Unii dintre cei fugiți s-au întors ulterior, încercând să-și salveze din lucruri, dar nu au reușit. Pompeii, Stabie și Herculaneum au rămas îngropate timp de secole. Orașul a rămas îngropat timp de peste 1500 de ani. Abia în anul 1592, arhitectul Domenico Fontana, care a fost însărcinat să traseze un nou canal pentru râul din apropiere, a dat peste ruinele orașului. În primele momente ale euforiei descoperirii, a constatat că sunt foarte, foarte multe monumente ale artei erotice în acest oraș antic. Dar cum Europa se afla în plină contrareformă religioasă, s-a considerat că nu este deloc recomandabil ca acest oraș al desfrâului antic să fie scos la lumină, așa că a fost îngropat din nou. Chiar și astăzi, unul dintre principalele puncte de atracție turistică este lupanarul, excelent conservat. În anul 1748, un fermier a găsit din nou urme ale orașului Pompeii, acesta fiind momentul în care locul a început să fie excavat și restaurat. Cenușa a conservat extraordinar întreaga așezare. Pompeii a fost readus la lumină exact în starea sa din urmă cu 2000 de ani. Clădirile erau intacte și scheletele încremenite exact în pozițiile inițiale. Obiecte casnice zăceau împrăștiate peste tot. S-au găsit chiar și recipiente cu gemuri de fructe și bucăți de pâine. În ciuda faptului că a fost o mare tragedie ceea ce s-a întâmplat aici în anul 79 după Hristos, istoricii sunt, hai să spunem, bucuroși sau... Bucuroși, cred că e un cuvânt prea mare. Prea mare. Mulțumiți într-un anumit fel că s-a întâmplat așa, pentru că unde mai aveau ei ocazia să găsească un adevărat oraș, muzeu, din vremea de maximă glorie a Imperiului Roman. Foarte importante au fost acele grafiti și inscripții murale în latina vulgară. Latina care se vorbea în teritoriile coloniale și care era puțin diferită față de latina literară cunoscută din scrierile istoricilor romani. Numai la Pompeii au fost realizate 2000 de mulaje din gips. Majoritatea oamenilor au murit în poziții ghemuite, datorită căldurii care l-a contractat mușchii în momentul în care aerul fierbinte le-a ars plămânii, ucigându-i instantaneu. Toată lumea crede că este vorba de corpuri de oameni pietrificate, dar nu este așa. Atunci când cenușa vulcanică a acoperit oamenii, s-a format o rocă compactă în care corpurile umane s-au degradat și au rămas niște goluri. Aceste goluri au fost umplute cu un fel de ciment și au rezultat aceste mulaje. Astăzi, Pompeii este unul din cele mai importante obiective turistice ale Italiei. În mare parte este reconstruit. Pompeii este vizitat de peste 250 de ani, iar în anul 2018, 2,5 milioane de turiști au vizitat acest loc. Situl arheologic este foarte mare, chiar și o zi întreagă petrecută aici fiind prea puțin pentru cei pasionați. Există numeroase trasee propuse în funcție de timpul pe care turistul îl are la dispoziție. După ce am plătit intrarea 15 euro, am primit o hartă gratis și dacă am fi vrut și audio guide, ar fi trebuit să plătim extra 8 euro. Pompeii
Pompeii se află la mai puțin de o oră distanță de orașul Napoli. Erupția din 1631 a omorât peste 6.000 de oameni, iar astăzi, în cazul unei eventuale erupții, 600.000 de persoane ar putea fi afectate. Iar în cazul unei erupții ca cea din anul 79, numai puțin de 3 milioane de persoane, incluzând orașul Napoli, ar putea fi afectate.